tot apropo de ce se va întâmpla, bine, asta deja sunt chestiuni de detalii, nu știu dacă se știu deja, există niște puncte, să spunem, principale, de exemplu, diferențe față de actualul mecanism pentru beneficiari, nu știu, să le spunem, de exemplu, dacă se vor schimba categoriile de beneficiari, dacă, de exemplu, unii nu vor mai putea obține fonduri, companiile mari sau... Nu, eu sunt pentru alergii. Exemple de genul acesta cu schimbări majore, apropo de accesare. Nu. Eu sunt pentru a se lărgi lista de beneficiari care pot accesa fonduri europene. Pentru că ideea e să urmăresc ce anume, scopul unui proiect, ce aduce el în economie. Și vă dau un exemplu. La Pozdru, PFA-urile nu erau eligibile. Chiar în ghidul de care vă spuneam, ghidul general pentru noile coluri, am inclus acest lucru și va fi, cum îi spune, inclusă pe lista de entități eligibile și PFA-ul. Am întrebat de ce să nu fie PFA, de ce n-ar fi? Eu nu trebuie să urmăresc ce vreau să fac prin program. Dacă acel ceva, acel obiectiv stabil de mine prin programul operațional respectiv poate fi dus la îndeplinire și de către un PFA, care e motiv să-l țin în afară listei de entități eligibile? Da? Deci eu trebuie să urmăresc obiectivul programului. Că el poate fi adus la îndeplinire și de către un PFA, și de către o persoană fizică, și de către și mai departe, asta este discuția a doua. Dar nu cu atât, să îngustez această listă de persoane, de entități eligibile pe fonduri europene. Nu. Și la fel, categoria de cheltuieli trebuie dusă la maximum. La fel. Pentru că ideea e să implementez cât mai repede, cât mai bine, cât mai eficient, ce mi-a stăt eu prin acel program operațional. Da? Nu vor fi restrânse neapărat cheltuielile. Deci eu sunt pentru a se... Păi, ce fac? Dacă în unui privat, în cazul unui proiect, încep și limitez și spune, știți, din lista de până acum, dau un exemplu, de 100 de articole eligibile, facem decât 20. Care este scopul? Bun, țin mai mulți bani pentru mai multe proiecte și, de fapt, pun presiune pe fiecare privat în parte, astfel încât el nu poate să, de fapt, implementeze acest proiect, pentru că vor trebui mai mulți bani pentru acele cheltuieli pe care eu declar ineligibile. Nu, interesul nu este asta. Interesul este să fie cât mai multe cheltuieli declarate eligibile, presiunea cât mai mică pe privatul care trebuie să ducă la finalul un proiect, prin care să fie competitiv pe piața națională și internațională. Și într-un timp cât mai scurt. Da? Deci ăsta este scopul. Știu că se vorbea la un moment dat de un program special pentru sănătate, dar din câte nu. Dar vor fi bine definit într-un dintre programe operaționale, va fi probabil o axă dedicată acestui sector, pentru că este un sector foarte important. De asta, nu putem pentru fiecare sector din economie să creăm o axă prioritară sau un program operațional.